Autoturismul Matiz circula spre Câmpul Lung, iar șoferul a virat pentru a alimenta mașina de la stația de carburanți din zonă. Bărbatul nu s-a asigurat, însă fiind surprins și lovit în plin de un autoturism Logan care venea din sens opus. Impactul a fost așa de puternic încât Matizul a fost proiectat la 15 metri pe spațiul verde din fața stației de benzină, la câțiva metri de pompe. Nu l-ați văzut pe domnul? Nu. 4 copii aflați în Matiz au suferit traumatisme ușoare și atacuri de panică, fiind transportați la Spitalul Municipal din Câmpul Lung. Și șoferul Loganului a acuzat dureri la coloana vertebrală, însă a refuzat să meargă la spital. Din primele cercetări a constatat faptul că un conducător al unui autoturism marca Daewoo Matiz nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la stânga pentru a intra în stația Petrom, ocazie cu care a fost lovit de autoturismul marca Dacia Logan. În cauză, lucrătorii biroului rutier efectuează cercetări cu privire la stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului. Cele două autoturisme implicate în accident au fost serios avariate. Matizul e un morman de fiare și va ajunge într-un atelier de dezmembrări. Polițiștii biroului rutier Câmpul Lung au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și distrugere.